Să continue distracția. Cred că a căzut cineva pe pârtie și au venit două elicoptere. Bună dimineața, Bri! Care e a mea? Două săniuțe, da. Salut! Care e a mea? Oricare. Avem sănile pregătite și încercăm să găsim un petic de zăpadă. Mergem undeva unde Dani știe că e zăpadă. Bri! Salut, Alesia! Salut! Salut. Bună, mami! Bună. Echipăm copiii! Bună, buni! Bună, bună! Distracție plăcută! Mulțumim! Noi mergem acolo unde spune Dani, dar nu știm dacă e zăpadă. Săniuțele în mașină. Poate avem noroc. Cecuța Brianei. E frumos afară, doar un pic de ceață. Bună, Măruța! Bună! Poftim! Bună, poți să iei fesul meu, ăla gri cu galben. Hai! E mai potrivit. Mami, că rămâne iarăși acasă, pentru că asta e. E mai greu cu mami de acum înainte. Ăla e locul meu? Și mie se pune în locul meu. Echipată, Măruța. Ți-ai luat și jocul. Doamne, ajută să găsim zăpadă, copii. Hai, încetori. Eu. Cine a adormit? Mara. Mara a adormit? Nu. Ale. Nu. L-a adormit. Nu se vede nimic. E tunel. E noapte. Nu e noapte. Și vine o magie și e ziua. Magie! Ne îndreptăm către Grant, spre o zonă de munte. Și sperăm să fie zăpadă! Zăpadă! De soare nu se vede, dar avem zăpadă. Wow, chiar e zăpadă. Chiar e mult. Se vede? În Semmering am ajuns. E o localitate din Austria. E o zonă de schi. Dar zăpada cam lipsește. Eu vreau să schiez. Wow! Abia acolo e zăpadă. Pe vârf de munte. Asta e zăpada. Dar n-avem ce face, ne bucurăm de ea. Eu sunt atașa cu Alesia. Cum? Ne dăm de aproape, de la... din mai sus. Din ce în ce mai mult. Da. Așa facem. Și am înțeles că e de începători aia. Hai de începători. Dar nu văd sănii, fetelor. Pe aici a fost ceva, zăpadă mai multă. Da. Da. Cine are curaj să atingă zăpada? Eu. Ia. Haideți. Bulgăreală cu gheață. Pârtie! Nu mai putem. Hai, obosi, Măruța. Hai, Bri. Hai, Bribuța, hai. Urcă, Bri. Ha. Poc. Hai, hai, hai. Hai. Așa. Prima zăpadă. Și până la urmă, zăpadă artificială a fost soluția. Wow, acolo e pârtie și mai mare. Aici este doar pentru sări. Și să înceapă distracția. Și eu am zis că e zăpadă artificială, dar să știți că nu e zăpadă artificială. Da, e adevărată. Pentru că văd pe margine zăpadă. Mara, cu Bri. Hai, mai sus. E bine că nu am venit degeaba. Dacă nu poți să faci tu repede în gură. Cred că a căzut cineva pe pârtie și au venit două elicoptere. De asistență medicală, ceva genul.
Viuța! Tic, tic. Prima rundă. Așa arată una din pârtiile de aici din Semmering. Wow. N-arată rău. Dar sunt convins că e întreținută și de tunurile de zăpadă. Îți arată direcția către telecabină. Încă un elicopter. Al doilea elicopter. S-a întâmplat ceva aici. Și se duce în cealaltă direcție, vezi? Cine urmează? Pri, e rândul tău. Frână. Viteză! Chiar și aici este întreținută pârtia de un tun de zăpadă. Wow. E bine și așa decât deloc. Gașcă! Păi de ce? Nu mai intrați. Telecabina. Ne mai dăm așa. Și vă controlez eu. Pârtie! S-a rupt. Nu s-a rupt, a căzut din nu, da. Din, dar bine că v-am prins. Gata, gașcă. Mergem către casă. Fetele deja au înghețat și nu mai vor zăpadă. Nu mai vrea. Flora nu mai vrea. Tata. Exact când ne-am hotărât și noi să plecăm acasă, a început un super vânt. Foarte frig. Și frig. Mie nu. Foarte cald, dar cu rășit. Bă, bate vântul. Alicia vrea. Nu mai vrea să vânt. Nu vrea să vânt. Eu mai vreau. Eu nu. Eu nu mai vreau. Yes, 4 vânturi la 2. Nu? Da, pentru câștigă. Un hotel vântuit. Alesia a zis că vrea să se cazeze aici. Da, Alesia? Vrei să te cazezi? Să ne cazezi. Închis? Ai filmat pivnița? Nu. Acolo jos. Acolo jos. Cred că e Momo. Și uite, sus e lumina aprins. Am văzut. Păi e Momo! Aici e casa lui Momo! Echipa completă către casă, ne e foame. Am mai stat acolo la masă. Am plecat. Am ajuns. Așa. Țânțăreilor. Să vedem ce face mami. Trem, tedem, tedem. Briana s-a schimbat. Iar mami ce face mami? Salut, Adi. Intră. Te odihniți? Nu, am strâns, uite, am făcut curățenie, am strâns toate lucrurile. Bravo, super. Și sus. La masă? Am ungas? Nu, sunt acolo. La masă. Ia, tati, stai. Uite, mai am de strâns, apoi urc astea la Teo, sus și strâng și acolo. Am strâns și la mare, iată și vezi ce frumos am făcut la mare. Stai, că nu am arătat-o bine. Și bebe mica? Bebe crește. Cu ghimbir pentru Măruța și normal pentru mine și pentru ceilalți. Poftă bună! Mulțumim! Era de ce am mai făcut în lipsa ta? Am și gătit! Bravo, fetelor! Am și făcut curat! Bravo! Mama, da! Te iau cu ketchup? Da, uite, și friptura. Ketchup de fapt! Uite, Mara! Mara e cu ketchup-ul! Bun ketchup-ul! Mm-hmm. Mm-hmm. Avem un joc adus de acasă? Din prima zi. Care se cheamă Go Master YouTuber Edition. Încercăm să-l jucăm din prima zi în care am ajuns aici.
Da, vrei! Deja suntem de multe zile și nu l-am jucat. Hai, îl deschidem? Îl deschidem. Zice să descarci o aplicație gratuită. Da? Da. Acestea sunt instrucțiunile. Cartonașe. Cartonașe roșii. O să le desfac eu? Albe. Le desfac eu? Personaje. Personaje. Eu sunt toate astea. Bani. Și suportul de personaj. Cine are aici? Sabla de joc. Hey, eu am început YouTube-ul de ce umeleg prima, cine vreau. Bine, hai. Avem clepsidra. Nisip roșu. Da. Zarul. Un zar special care în loc de 6 are o steluță. Fără baterie, fără internet. Hai. Cum rămâi? Și cu 1000 de abonați. Acolo sunt abonați cu bani? Am crezut că sunt bani. Subscribers. Subscribers. Care te vor transforma în troll. Oamenii citește regulile jocului. Sau influencer. Troll nu e troll din ăla de care știi ce. Trollul internetului. Adică sunteți cringe și... Da. Zarul e special. Dacă apare o stea, poți muta pionul unde dorești. Am înțeles jocul. Îi dăm drumul. Cine-i primul? Eu. Prima va fi Teo și mergem așa. Da. Poate la am înțeles jocul. Cel mai mic. Trei. Pornești de la start, Teo, start acolo și așa. Te duci 3. 3. Wow, ești deja influencer. Păstrezi cartea. Ești un influencer. Păstrează această carte. Dar, fii atent. Poți să o folosești în orice moment vrei tu, să muți oricare jucător, inclusiv pe tine, unde vrei tu să te muți. Acum? Nu acum, vrei. Când vrei tu. Dar ascultă, dar dacă nu folosești și pică altcineva pe influencer, îți ia carte. Așa că, ține-o bine. Hai, Mara, rândul tău. Dacă a picat influencer, ea poate acum să-și pună cartea pe orice canal vrea. Trage o provocare. Asta e un canal. Un comedie, călătorie, modă, jocuri, modă. Jucării. Știu unde. Tehnologie. Pot acum? Poți. Da, poți. După ce o folosești, bași cartea, dai cartea înapoi. Hai, la ce vrei să te duci? Da. La ce canal? De jucării? La jucării. Ok. Mi-o dai mie că o punem la loc. Și Teo, pentru asta va trebui să faci provocări ca să vedem dacă va fi canalul tău sau nu. Trebuie să piși de două ori pe canalul ăla, să faci două provocări. După ce ai făcut două provocări, canalul e al tău. Eu trebuie să iau una de aici, fără ca tu să te uiți. Prima provocare. Întrebări. Alegem întrebarea de pe cartonaș care corespunde culorii canalului respectiv. Teo are aici bleu. Hai să vedem la bleu. Cu ce jucărie te joci într-o arenă? Baby Blades, Battle Spinners și Beyblade. Teo, A, B sau C? Eu zic că B, de la Brick. Răspunsul corect era C. Nu ai făcut provocarea. E foarte dificil pentru noi, se vede că nu e făcut pentru România. Toate aceste jocuri nu cred că există în România. Sau nu se postează pe canalele de la noi astfel de jucării. De fapt, da, dacă nu au apărut în România. Ok. Asta dacă n-ai răspuns corect, trebuie să votăm la loc în... Măruța. 4. Aproape era steaua. Ce canal ai tu? 1, 2, 3, 4. Ai picat pe canal 4, nu vezi? Da. Da. De modă. Poți să câștigi canalul de modă. Vrei să răspunzi la întrebări? Da. Care dintre acestea are o valoare mai mare? A. Bronz, B. Diamante, C. Argint. Ce ușor sunt diamantele. Așa e, ai răspuns corect. Păstrează cartea. Data viitoare, când mai piși pe canal și mai răspunzi corect la o provocare, vei deveni proprietarul canalului. Următorul este Dani. Hai, Dani. Alexia. Alexia, dă-te zarul. Alexia. Și 2. Tot de la start. 1, 2. La internet. Dani nu are internet, o tură, stă pe loc. Deci chiar nu merge prost internetul. Iar așa e, poftim, Dani. Lipsă internet. Tura viitoare nu mai dai cu zarul. Și ori poți bul pe telefon. Am dat eu. Am dat. Hai, mami, 3. Influencer! 1, 2, 3, aici e influencer. Așa. Super. Mami vrea canalul de călătorii. Am luat cartea de influencer, îmi mut pionul unde vreau eu. Și acum și pun cartea la loc. Acum, Mara, citește-mi întrebarea. Cât a durat călătoria lui Phileas Fogg în jurul lumii? Dăm variante. A. 8 zile, B. 80 de zile, C. 90 de zile. Călătoria de... lui în 80 de zile? Nu știu. Tu trebuie să ne zici.
Eu știu, de fapt. E așa, parcă ți-a. Da, o zi de zile. Bravo, mami. Dar scrie și răspunsul? Da, scrie și răspunsul. Ai bifă. Deci ai câștigat. Rămâi pe canal. Acum tati. Acum rândul meu. La a doua provocare rămâi pe canalul de călători. Da. Ia să vedem. Ce înseamnă asta? Wow, o spui pionul unde vrei tu. Nu cred. Da. E important să-l pui pe un canal, nu? Da, pe comedie. Pe comedie, Asta ce înseamnă? Mara, extrage o provocare, nu tu, tu n-ai voie să te uiți. Care este cea mai mică înălțime înregistrată vreodată pentru o vacă adultă? Și acum citește variantele, Teo. A. Variantele? A. 60 centimetri. B. 47 centimetri. C. 1121 centimetri. Care? 121 centimetri. Grezi. Cea mai mică. Uite, a cea mai mică. Da, te-a pierdut. Pune jetonul la loc. Care este cea mai mică? La început. Am găsit ceva interesant. O provocare. Dani a ales canalul de jucării. Am extras un jeton pentru el și așa cum zice în regulament, am încercat eu să-l citesc. Dar aici zice așa. Citește cu voce tare fără să te încurci. Avem pentru albastru, mov și roz, portocaliu, galben, verde. Îi dăm pentru albastru să citească cu voce tare fără să se încurce. Atenție, Dani, citește! Hai, hai, Dani! Hai! Capra calcă piatra, piatra capra... Capra calcă piatra, piatra crapă în patru. Crăpă iar capul caprei cum a crăpat piatra în patru. Bă, bravo! Ia dă-ți și-l Mara. Hai, Mara, și tu. Capra calcă piatra, piatra crapă în patru. Crăpă iar capul caprei... Hai, Teo. Teo să poată, hai, Teo. Citește da. Cu voce. Nu, aici. Capra calcă piatra, piatra calcă... Capra. Să-i dăm lui bunico. Hai, bunico. Hai, bunico. Capra calcă piatra, piatra crapă în patru. Crăpaia capul caprei cum a crăpat piatra în patru. Bravo! Capra calcă piatra. Piatra crapă în patru. Crăpaia capul caprei cum a crăpat piatra în patru. Bam, bam! Hai, Piatra crapă în piatra. Capra calcă piatra. Piatra crapă în patru. Crăpaia capul caprei cum a crăpat piatra în patru. E bun, tot e bine. Unde era? Mami este deja la videoclipul final. Așa că... Am dat 4, 1, 2, 3, 4, fix videoclip final, ia o carte și la mine la călătorii trebuie să vorbesc despre pizza. Spune ceva bun despre pizza și mai am cuvintele cartofi și modă. Trebuie să faci o... Da, este la modă să mănânci pizza cu cartofi. Și gata și videoclipul. Și acum o să-mi fac un videoclip final în care voi pregăti repede o pizza cu cartofi. Ce ziceți? Și îl pui pe YouTube. Și l-am car pe YouTube. Știți că există pizza cu cartofi? Da, și este. Și copiii chiar apreciază. Da. Chiar cu cartofi prăjiți. Deci e la modă. Încheiem vlogul sub o atmosferă de dulciuri. Nu le vărsa. Multe dulciuri. Mulțumim că ne-ați vizionat vlogul de astăzi. Am avut parte și de zăpadă. Așa, puțină. În țară străină, dar ne-am bucurat și ne-am mai și distrat. Zic rău? V-a plăcut la Săniuș? Mai vreau. Eram sigur. Și eu. Iar până data viitoare, pa, pa, vloguri noi! Pa, pa, pa!